Bine, m-am regăsit. Aș vrea să abordăm astăzi un subiect care, mă rog, este. Am încheiat partea cu geneza, dar rămân să mai discut filozofic și o să fiu mai puțin specific și mai larg în, în tematica. Dar e un subiect care ține foarte mult de înțelegerea genezei, de la actuala bătălie pentru apărarea ignoranței. În, în mijlocul bisericilor și pentru controlul minților în mijlocul bisericilor și, uh, de, în general, de, de felul cum înțelegem lumea și cum înțelegem orice text scris. Aș vrea să plec de la, uh, să compar două texte din, din geneza. De la început, uh, tema pe care vreau să o abordez este relația între cuvinte, concepte uh, uh, și... Uh, tematica religioasă sau teologică și o comparație cu relația între cuvinte, concepte și viață. Viața concretă, bun, am fost puțin cam abstract. O să vedeți despre ce este vorba. Vreau să plec de la textul bine cunoscut din Geneza 11, turnul Babel. Tot pământul avea o singură limbă și vorbea aceleași cuvinte. Și apoi ni se spune versetul 7, că Domnul a zis, Iată, hai să ne pogorâm, să le încurcăm acolo limbile, ca să nu-și mai înțeleagă vorbele unii altora. Și Domnul i-a împărțit de acolo pe toată fața Pământului, așa că au încitat să zidească cetatea. Literaliștii biblici, cred și astăzi, că toate popoarele provin din Mesopotamia, de, din a doua jumătate a milenului 3. Și că toate limbile, de fapt, s-au născut brusc dintr-o singură limbă originală vorbită. Uh, celălalt text pe care vreau să citesc este Geneza, capitolul 1, uh, versul 24, Domnul a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite și terătoare și fiare pământești după soiul lor și așa a fost. și biblic consideră că toate speciile care există au fost create de Dumnezeu în, în ziua a șasea, că de fapt au fost după aceea încărcate toate grămate pe corabia lui și de acolo iară s-au răspândit în toată lumea. Unii creaționiști acceptă microevoluția, adică ei spun că, mă rog, există, sunt posibile schimbări, adaptări, dar sunt, 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 sunt limitate de, 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 codul genetic, neînțelegând că, de fapt, ceea ce evoluează și se schimbă de-a lungul istoriei trebuie este chiar codul genetic, chiar ADN-ul. Adică, mă rog, chiar Lim, lim, limbajul ADN-ului, așa cum limbile vorbite, despre care creaționiștii cred că toate au apărut la unul Babel, sunt urmare unei evoluții. La fel, ADN-ul nostru este urmare unei evoluții. Însă, creaționiștii resping răsp cablele de ei. Însă, aici este o problemă și vreau să îi provoc pe prietenii mei conservatori creștini să răspundă la o întrebare. Atunci când studiez un text din Biblie și aprez la un lexicon conservator, să iau de exemplu Blue Letter Bible, este un site pe internet care este conservator, e evanghelic conservator și are un lexicon pentru ebraică, aramaică și greacă. Și în general atunci când sunt anumite cuvinte speciale, anumite cuvinte, anumite termeni dificili din Vechiul Testament, în limba ebraică, de obicei observ că întotdeauna lexiconul face o analiză lingvistică și spune că acest cuvânt este înrudit cu alt cuvânt care există în limba acadiană sau care este în limba aramaică, limba siriacă sau înrudit cu un cuvânt din arabă. Și, sau când e vorba despre limba greacă, ni se arată că Termenul este în coine și că în este un termen oarecum familiar și în greaca clasică alt termen familiar. Deci, implicit, acești teologi conservatori încearcă să înțeleagă cuvântul ca ceva ce a evoluat într-un anumit context de limbă. Și aici vreau să spun că sunt unii prieteni conservatori erudiți. Să iau exemplu pe Florin Laiu. Care este un erudit în lingvistică. Și ceea ce mi se pare interesant este că, de câte am avut o discuție cu Florin și i-am uh, am discutat despre un termen anume, Florin s-a arătat foarte, foarte informat în lingvistică și mi-a arătat nu numai să zic evoluția în, 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 în familia limbilor afroasiatice, din care face parte limbile semitice, dar de multe ori a, a mers la familia limbilor indo-europene, de exemplu și a arătat care este originea unui cuvânt. Uneori uh, am făcut speculații despre anumite cuvinte în prezentările mele de la oxigen și recunosc că e un domeniu în care sunt un diletant, nu sunt lingvist. Și Florin laiu a, a, a sărit să, să mă corecteze foarte prompt, uh, arătând că înțelege foarte bine că a o evoluție a limbilor. Însă când spui familia limbilor indo-europene sau familia uh, limbilor afro sau sino-tibetane, sau familiile limbilor japoneze, sau coreene, sau niger-congoleze, de exemplu. Când, când spui cuvântul familie, înțelegi că aceste limbi au un strămoș comun și pot să, să urmărești, în oarecare măsură, evoluția unui cuvânt. De ce spun poți să urmărești în oarecare măsură? De ce mai mult trebuie să speculezi? Fiindcă limbile nu se fosilizează decât în texte scrise. Cele mai multe dintre limbile pe care le vorbim au o istorie recentă ca, ca, ca limbă scrisă. Uh, cele mai vechi limbi scrise sunt în sumeriană și egipteană, limbi care nu se mai, mai vorbesc. Uh, și uh, acestea indică foarte clar evoluția, evoluția limbii. Uh, Biblia ebraică este un text relativ vechi și comparând cu felul cum vorbim noi astăzi, noi de multe ori suntem obligați să prezentăm un text în limbaj modern, pentru că uh, ebraica este, este foarte săracă în cuvinte abstracte și în expresii comp complexe. Așa că, întorcându-mă la uh, această problemă, întrebarea mea în care aș vrea să o adresez acestor prieteni mei conservatori, teologi, cum e Florin la eu, de exemplu, întrebarea mea vrea să, să știu, din punct de vedere literal, ce anume s-a întâmplat în Babel și când a avut loc evenimentul. O altă întrebare care vreau să o pun este că, acceptând o evoluție în cadrul limbilor, de exemplu, acceptând că familia limbilor indo sunt mai multe Limbi europene în Europa sunt limbile germanice, limbile baltic-slavice, limbile romanice, cum este limba română. Toate acestea sunt limbi europene și sunt erodite cu, cu limba care se vorbește în Iran, cu alte numele care se vorbește în India, cu, cu o altă subgrupă este limbele care vorbește în Turcia, de exemplu, limbile altaice, care este o subgrupă. Deci, toate acestea sunt chestii de, de, de cultură generală. Dar un lucru este foarte clar, că acestea au avut o evoluție dintr-un strămoș comun. Și în timp ce ne lipsesc textele scrise, observăm în ultimele sute de ani în care în toate acestea sunt texte scrise, inclusiv în limba română. Începând cu scrisorul Neac și la Câmpălun, cu 1525 sau 6, nu mai țin minte, către primarul Brașovului. În toate aceste limbi, din de în când avem texte scrise, observăm o evoluție către un grad ridicat de complexitate, către îmbogățirea vocabularului și către, către o, o creștere a gradului de informație în, 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 în limba respectivă. Probabil că unul dintre, una dintre limbile cele mai interesante este limba română. Pentru că limba română, dacă începem cu scrisoarea lui Neașo de la Câmpălung sau luăm Biblia de la București, acolo șezun și, și plânsem, hai, se vede că este o limbă orală, care nu are reguli de gramatică exacte și probabil cu oameni în diferite părți, vorbeau în mod diferit și nu știu dacă toată lumea spunea acolo șezum și plânsem, asta spunem acolo, stăteam jos și plângeam, Cornilescu, Psalmul 37, versetul 2, imperfectul, să stăteam jos și plângeam. Nu știu dacă șezum și plânsem se poate numi imperfect sau um, altceva, cert este că nu exista o gramatică a limbii române când uh, pașoptiștii au uh, și școala de ani așa pe pașoptiștii, au fost preocupați să creeze o limbă literară română, o limbă scrisă. Derida a arătat că limba scrisă uh, nu este o simplă expresie a limbii vorbite, ci are legile ei. Au început, pentru uh, uh, că limba noastră nu evoluase natural, ca o limbă scrisă, uh, a început un, uh, să zic, un, un proces de inginerie genetică. Școala Ardeleană a vrut să latinizeze limba. Uh, Alte, uh, alte școli uh, au vrut să facă cum e face limba germană, să folosească cuvinte native pe care să le compună. De exemplu, chibrit, nu-i spui chibrit, spui de perete aprinzătoriu. La cravată, nu-i spui cravată, ci gâdlegău. Adică cum fac germane. Germanii și-au dezvoltat limba. Limba germană a evoluat uh, prin substantive compuse. Mă rog, toată lumea care știe ceva despre germană cunoaște acele substantive uh, foarte, foarte lungi, uh, foarte mari care de fapt sunt mai multe, mai multe substantive compuse. De, Eminescu, care a fost probabil omul care a înțeles ceva mai bine limba română, a încercat să meargă la rădăcinile tracodacice. Și asta pentru că Eminescu știa bine că toate limbele din Balcani de fapt au niște structuri comune care provin probabil de la traci. Limba albaneză este cea mai bogată astfel de structuri. Și Eminescu ține minte că îi spunea lui Maiorescu înainte ca să să se prăbușească psihic, adică să implodeze că vrea să meți limba albaneză. Dar limba lui Eminescu este foarte frumoasă, însă nu este operativă pentru noi. În secolul XX se vede clar o influență a structurilor franceze, în felul cum vorbea limba română, apoi perioada prietenii române sovietice este o influență rusă. Acum este foarte clar că în toate limbile este o influență a limbii engleze, dar engleza însă este într-un proces de evolutiv foarte, foarte rapid, din cauza că sunt mai multe, engle... mai multe feluri de engleză vorbite în diferite părți ale lumii, și uh, din cauza cinematografului, și talk show-ului, și radio și computerului, ne, ne întoarcem iarăși la o engleză vorbită. Uh, felul de a comunica pe computer își modifică limba așa și așa mai departe. Deci vedem aici o evoluție. Și este interesant cum are loc această evoluție, este întrebarea. Um, probabil vă țineți minte telefonul fără fir care jucăm în copilărie, da? Cineva spune un cuvânt și altul îl repetă, repetă și ajunge altceva la capătul firului. Um, cineva spune o propoziție, o frază și altceva o imită, dar o modifică. Și, în general, uh, limba nu este inventată sau reinventată. Limba evoluează prin mutații accidentale. În sensul că propoziția sau, mă rog, copia, modificată, fiecare copie este modificată. O propoziție este repetată în nenumărate feluri și cu nuanțe, cu mici, mici modificări. Acea uh, expresie care este cea mai potrivită să, să, să comunice gânduri și informații este expresia care câștigă, în, în, uh, care câștigă și care va, fi, va avea cele mai multe copii. Lucrul acesta se petrece, de exemplu, tipic cu idiomurile, cu clișele de limbași, care Odată ce un idiom sau un clișeu este foarte, poate să, în cuvinte mai puține, să dea mai multă informație, se răspândește. Vreau să dau un exemplu. Ne folosim la ora actuală în limba română foarte multe idiomuri de, de limba engleză. Și asta am observat la românii care trăiesc în America. Când dintr-o dată schimbă cursul în, în, în românești și spune give me a break. Sau you're kidding me. Și uh, uh, am văzut asta să se întâmplă și în România. Idiomurile uh, de engleză americană au ajuns foarte răspândite mai întâi pentru că sunt împrăștiate prin, prin uh, Hollywood și prin, uh, pe, pe forumuri de internet, dar mai ales pentru că engleza, forța limbii englezii este idiomurile pe care le folosește. Și aceste idiomuri în cuvinte foarte puține pot spune foarte mult. Și din cauza aceasta câștigă în competiție cu expresiile, expresiile românești. În general, eu încerc să nu amestec româna cu engleza, dar uneori mă trezesc folosind uh, idiomuri sau expresii englezești pentru că uh, sunt, sunt mai competitive, ca să zic așa. Bun. Mă întreb la întrebarea pe care o să pun pentru mai conservatori. Unde a avut loc turnul Babel? Unde a început evoluția limbilor? Uh, Oamenii credeau înainte că, că noi avem o limbă născută în noi, și practic, când învățăm o limbă străină, oarecum cum acea cunoștință născut. Una dintre legendele vechi povestite chiar de, de Platon este că mai știu ce îprate ce faraon egiptean a vrut să vadă care este limba naturală a omenirii și a pus mai mulți copii să crească fără să veți să vorbească și copiii au început să vorbească frigiană. Se spune că împăratul Frederic cel Mare a avut aceeași experiență și copiii au murit. Mai realist, mi se pare. Cert este că uh, omul are impresia că limba pe care vorbește e naturală și că cultura lui este de fapt natura umană. Să mi zimite în Mark Twain în... 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 un... Un... un, episod spumos în care Huck uh descoperă niște romane proaste, feleton, pe care le savorează cu lacomie pe o insulă pe Mississippi, le luat de pe pavă împreună cu țigări și începe să vorbească, să-i spune lui Jim că în Franța oamenii vorbesc cum vorbesc și dă niște, niște expresii pocite din limba franceză la care Jim răspunde păi de ce nu vorbesc ca oamenii? Și spune, uite Jim, o pisică face miau, un câine face ham, o găină cu codăcește, așa și francezii vorbesc altfel decât noi. Și Jim răspunde, de ce nu vorbește ca un om atunci? De ce francezii nu poate vorbi ca un om? De ce vreau să spună parlevul francez, etc. Este un lucru care l-am observat și eu în România, că oamenii care sunt oamenii singure culturi și singure limbi, Li se pare nenatural, pentru că vorbesc alții, să dau un exemplu. Noi românii privim, uh, ni se pare că limba maghiară este o limbă barbară, cum sună. Noi spunem Bozgor, că bozgorodește. De fapt, limba maghiară este o limbă aglutinată, ca și, uh, ca și limba sumeriană, ca și limba turcă. Este, li se pare, o limbă foarte veche, altaică. Dar limba maghiară este considerată de lingviști ca una dintre cele mai... Uh, inteligente, nu știu care ar fi termenul potrivit, uh, cele mai logice limbi din câte există, uh, pentru că nu au inflexiuni, ci au, au care sunt adăugate la cuvinte uh, când sunt declinate uh, sau conjugate și ceea ce mi se uh, că sunt declinate de fapt și nu au nici genuri, ceea ce mi se pare o chestie logică. Genul în limbă e ceva foarte primitiv, pentru că lucrurile nu sunt masculine și feminine. Este de fapt uh, o proiecție pe care facem noi pe lucruri să le facem masculine sau feminine. Dar nu ni se pare că limba barbară. Mi-e -mi pare rău că mama mea nu m-a învățat maghiară, fiindcă mama mea și-a maghiară foarte bine. Nu m-a învățat, fiindcă a zis că nu este limba de circulație europeană, așa că a preferat să învețe germană. Însă, maghiara uh, maghiară, spun lingviștii, este o limbă, uh, este o limbă mare să o studiezi. Uh, însă, noi uh, nu ni se pare cum ni se pare. De ce? Fiindcă nu ni se pare că limba română este limba normală și maghiarul se pare că limba maghiară este limba naturală. Evrei au considerat că limba lor este, este limba originală omenirii, pe care a văzut Dumnezeu la creațiune. Și asta din cauza că evrei a fost un popor primitiv, barbar și enculturat. Și pe lângă aceasta, aș vrea să spun că limba ebraică veche este foarte săracă în cuvinte abstracte. Poate exprima foarte puțin sub aspect abstract. Și din cauza aceasta, aceasta a fost un avantaj al limbii embraice. Teologii au putut construi pe această limbă. Nevoia normală de a abstractiza a putut duce la o sucire a cuvintelor. O să dau un exemplu și luați-o ca o paranteză acum, pentru voi, voi continua ideea mea. Să iau cartea genezei. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. O! Și eu stau uh, în secolul 21 și mă gândesc la univers și la Planeta pământ. Uh, dar, de fapt, uh, Dumnezeu uh, n-a făcut cerurile și pământul. Dumnezeu a făcut cerul ca să cerul deasupra. Ceea ce englezii spun sky. Diferența de sky și heaven. Și a făcut țara. Areți, este țara. Nici nu îi trecea evreului prin gând ideea unei planete rotunde. Chiar că săracul călătorise se maxim. Că de 30 de kilometri toată viața de jur împrejur, așa că asta era țara și dincolo de capătul lumii. După aceea, ni se spune că Dumnezeu să fie o întindere între apia să desparte apele de ape. Ce această întindere? Este foarte clar că, de fapt, cuvântul în ebraică vorbește despre o boltă pe care Dumnezeu a făcut-o metal ca să despartă apele deasupra de apele care sunt de sub. Bine, pe acești termeni, foarte lipsiți de abstracție a evreului primitiv. Noi construim o cosmologie care să fie să fie, fie ptolemeică, după aceea una newtoniană, mai recent una einsteiniană, găsim și Big Bang în Deci vreau să vă spun, eu am făcut acest lucru, dar ideea mea a fost că putem să interpretăm geneza, să citim geneza într-un limbaj al secolului 21. Nu susține aproape că asta a vrut să spun autorul Genezei. Aici am, am reținerea mea. Așa că, întorcându-mă la, la, Geneza, vreau să plec la altă noțiune, noțiunea de Dumnezeu. Ce este Dumnezeu? Interesant că în Biblie Dumnezeu este unul dintre Dumnezei. Să n alți Dumnezei afară de mine. Dumnezei cronului, Dumnezeu Moabului, Dumnezeu lui Israel. Jehova este Dumnezeul lui Israel. Deci, Jehovah este un Dumnezeu între alți Dumnezei. Ce sunt alți Dumnezei? Idol de piatră, ni se spune. Dar, de fapt, ei erau convinși că sunt niște ființe antropomorfe, care sunt spatele acestor idoli. Zei, de fapt. De fapt, ne îmbracăm de diferența între Zeu și Dumnezeu. Așa că, evreul îl vedea pe Dumnezeu ca pe o zeitate între alți zei. Avea mâini, avea picioare, avea păr, avea barbă. Și uh, l-a făcut pe un după chipul său. Uh, Firește că aici este o problemă și dacă încerci să împingi lucrurile mai la abstract. Dacă noi avem noțiune teologică despre Dumnezeu și vorbim despre Dumnezeu în sensul platonic de binele suprem, sau adevăr suprem, de idee, sau vorbim despre Dumnezeu în sens aristotelian, ca mișcătorul imobil, ca cauza inițială. Mă rog, vorbim despre Dumnezeu în teologic abstract. abstract. Uh, nu știu, definiția lui Dumnezeu este, Dumnezeu este cea creator la toate. Deci e dincolo de spațiu, dincolo de timp, dincolo de, de univers. Uh, și defin Dumnezeu ca ceva sau ca cineva. Dar, așa uh, cum arătat, uh, uh, a arătat, mi-a prietenul nostru Richard, reviz la Carl Wittgen Wittgenstein. Uh, Problema este că cuvintele acestea care le folosim noi aici în Biblie, pământ, cer sau Dumnezeu cum e folosit în Biblie, Dumnezeu cu barbă, cu plete, cu mână care stă pe tunare, coroană, toate acestea fac sens. Pentru că, de fapt, se referă la lucruri concrete, lucruri care sunt pipăite, cunoscute, cuvintele care desemnează, cuvintele Dumnezeu, mă rog, în întindere între apele de sus, deasupra de sub cer, pământ, se referă de fapt la obiecte care sunt cunoscute prin experiență senzorială. Și de acolo urmează un proces, un proces mai mare de abstracție. Însă, vocabularul nostru nu are sens, limba noastră nu are sens. Atunci când ne referim, când cuvintele noastre nu se referă la ceva ce decurge din experiența noastră senzorială, fie cât de abstractizată, nu? Deci putem abstractiza, hai să iau de exemplu atomul, da? Deci mergem de la uh, faptul că lucrurile se împar și spunem că atom este ceea ce e indivizibil și că materia e făcută din particule mici, cum am înțeles, scoala atomistă a grecilor. Și după aceea uh, ajungem la experiențe de chimie din secolul XVIII și înțelegem că trebuie să existe atomi pentru că elementele se combună în anumite proporții și se combină. Apoi mergem la Albert Einstein, care demonstrează că mișcarea browniană satisface un model mat matematic al existenței atomilor și a premiului Nobel pentru aceasta, nu pentru relativitatea 1905. După aceea mergem la modele făcute ale structurii atomului proton, neutron, electroni pe baza unor experimente. La urmă mergem la elect electronic care vede atomul și atomul vedem că există. Dar înainte de aceasta, Atomul a fost o abstracție, a fost ceva ce nu se vedea. Dar nu era ceva fără sens de despre atom, pentru că era vorba despre modele matematice și despre proprietăți ale materiei, care oricum se explica foarte bine prin structura atomului, chiar începând de pe vremea grecilor. Dacă arunci o picătură de cerneală într-o sticlă de apă și vezi cum se, cum se răspândește, îți dai seama că singura explicație este existența atomului sau întrebarea retorică pusă Dumnezeu lui fost să explici puterea norilor. Singurul mod cu care pare pot explica puterea este existența atomilor. Numai că problema cu, cu autorul lui Eu este că cel care explicase chestia asta era epicur și în Talmud spune că epicureul nu are ce căuta epicuros. Nu are ce căuta în împărăția lui Dumnezeu. Epicuros era evreu care a, mă rog, a plecat urechea la nebunirile lui Epicur care explică Puterea norilor. Deci, tot nimic nu e sub soare. În acea situație ne aflăm noi acum în, în, bis, în Noul Israel. Eu sunt un epicoros, se pare, în Noul Israel. Așa că, me mergând uh, mai departe, deci, încă am închis paranteza aceasta. Deci, uh, paranteza asta vorbește despre relația între cuvinte, concepte și lucruri. Da? Uh, face sens. Perfect. Să-i scuze pe Dumnezeu cu barbă. Însă, în momentul când pun întrebarea. Uh, retorică, e întrebarea socratică care am pus la școală de sabat, în gurării săptămâni. Uh, omul este așa cum este pentru că este un primat, pentru că este un mamifer, pentru că este tetrapod, pentru că este vertebrat uh, sau cordat, pentru că este animal, pentru că este o ființă vie. În ultima instanță, o colecție de celule de eucariote acesta este omul. Uh, și de la, cea mai, de la uh, organismul uh, unicelular până la creierul omului, celulele sunt aceleași și comunică între ele în același mod. Și totul este structuri de celule care comunică între ele și uh, au funcții specializate într-un organism. Uh, cea mai, uh, mai, uh, mai simplă formă de organism multicelular este buretele de mare, care cili celulelor, mă rog, și bacteriile au cili, da, mișcă și fac ca apa să treacă prin burete și buretele mănâncă, se hrănește. După aceea mergem un pas mai departe și vedem că există celule care mișcă apa și alte care digerează mâncare. E o specializare. Și apoi vedem că există celule care, mișcă, care se mișcă la meduză, care digeră, dar și unele care care percep mediu, cu celule cu proteină sensibile la lumină. Uh, și uh, astea însemnează că se mișcă în funcție de informații care primesc de la, de la celule care simt. Dar este foarte interesant, toate acestea sunt simple colonii de, de celule și aceste celule comunică în ele prin, prin, molecule pe care le schimbă între ele, prin, prin, chimicale și în ultima instanță e același principiu care devine tot, 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 mai, tot mai complex. Așa că, ce vreau să spun aici? Dumnezeul cu barbă este ceva concret. Omul după asemenea Dumnezeu este ceva, ceva ce sens. În momentul când Dumnezeul despre care vorbim noi ca teologi este nonsens din punct de vedere teologic, din punct de vedere logic. Și as, omul ca asemenea acestui Dumnezeu iar este un alt nonsens. Prietenul meu, Marius, din București, mi-a spus că dacă e un nonsens să discuți despre promete teologice și a recunoscut aceasta, e un să discuți despre teoria evoluției, îmi pare rău. Genele există, anatomia comparată există, fosilele există, staturile geologice există, structurile, măsurile există. Toate acestea e un model care încorporează toate aceste lucruri existente. Noi, în teologie, despre, despre creațiune, că nu despre creațiune. Noi putem spune că Dumnezeu a făcut întindere între ape și ape, putem spune mai departe că a făcut planeta, că a făcut Hocus Pocus aproape de nimic, dar de fapt toate acestea sunt în sensuri. Singurul lucru care face sens este Big Bang și este nucleosinteza în, în, în sori și este o evoluția de 4,8 miliarde de ani a Pământului și evoluția sistemului solar și transformarea treptată a Soarelui într-un într jingand roșu. Toate acestea sunt lucruri care, care fac sens. E o mare confuzie să, să spui că una face sens și alta nu face sens. Dar închid această paranteză despre cuvinte și aduc chiar și întrebarea mea pentru prietenii mei teologi conservatori. Dacă voi credeți că limba au evoluat, spuneți-mi de unde începe această evoluție. A existat o limbă cu care omul s-a născut. Asta e un sens. Limba e o chestiune culturală. Că totuși, lucru ce țin de cultură, limba se învață. Creierul nostru este făcut să învețe cultura. Omul supraviețuiește nu ca un animal în natură, ci ca om într-o societate. Și cultura este liantul care leagă de semnii lui și care coordonează acțiunea grupului. Este, este ceva nou în, în viață, dar ceea ce este nou este cultura. Și din acest punct de vedere, iar și întreb unde începe evoluția limbilor. De ce spun aceasta? Pentru că cei mai mulți de prietenii mei conservatori recunosc că a existat o evoluție a limbilor. Dar în același timp spun că turnul Babel este real. A doua întrebare o pun așa. Dacă a existat o evoluție a limbilor, de ce nu a existat și o evoluție a vieții? Dacă cineva poate să accepte literal turnul Babel și evoluția limbilor, de ce nu poate accepta literal geneza și evoluția în același timp? Aici comparația e foarte strânsă. Nu există nicio diferență fapt, între evoluția limbii și evoluția vieții. Pentru că adn este o limbaj în ultima instanță. Și are aceeași tendință de a merge de la simplu la complex, aceeași tendință de a copia replicatorii prin accidente, prin mutații accidentale și replicatorul care servește cel mai bine viața. Este cel care, care câștigă. Charles Darwin, de exemplu, când a făcut expediția lui pe Beagle, unul dintre marele lui, marele lui, revelații a fost insula Galapagos. De ce insula Galapagos? Uh, celălalt observă, că pe Galapagos nu sunt mai mifere Sunt doar reptile, faună marină, bineînțeles, și, și, uh, și păsări. Păsările pot zbura. Reptele nu sunt reptele care nu pot nota. Este o iguană acvatică care trece pe Galapagos și mănâncă alge de pe fundul mării. Apoi uh, sunt păsările. Dar ce observă uh, Darwin este că toate acestea sunt înrudite cu speciile de pe continentul american. Și era foarte clar că uh, 600 de mile nu puteau fi traversate de o reptilă în not. Dar o iguană acvatică putea rezista. Uh, și n-au rezistat foarte mult că practic toate au venit dintr-o. sau dintr o singură specie. Și câteva păsări puteau să ajungă acolo duse într-o furtună și apoi să se mulțească. Și dar pe Darwin observă că pe fiecare insulă există o altă, există variații ale speții originale. Și ceea ce Darwin nu știa și știm noi astăzi, este că de fapt sub Galapagos există o căldare fierbinte, un loc din care magma vine din, din vine din, din, adâncul pământului. Și în, în o insulă se formează și apoi placa tectonică o duce spre vest și pe alte insule se formează și așa mai departe. Și noi observăm astăzi că pe măsură ce insulele s-au format și au alunecat, viteza plăcii tectonice s-au schimbat, mă condițiile de viață pe insulele respective și viteza plăcii tectonice este egală cu viteza evoluției, cu raportarea rata mutaților din ADN toate respective. Deci, Darwin a înțeles lucrul și a făcut-o privire la tabloul mare și a observat că în Madagascar, de exemplu, sunt specii care, tot la fel de unice, dar sunt înrudite cu specii din Africa, de data asta mamifere. Mm -hmm. uh, și ce e interesant, că în Madagascar există lemurul, dar lemurii au fost înainte ca să existe primatele moderne și uh, Madagascarul s-a despărțit de Africa cu mult timp urmă. Și uh, lemurii au evoluat diferit de fel cum au evoluat primatele în Africa, fiind un spațiu mai îngust. Deci toate aceste lucruri îl convinc pe, pe Darwin că, uh, privind uh, relația geografică între specii, uh, nu există, de exemplu, placentate în emisfera de nord au dispărut, uh, dar există în emisfera de sud. Uh, nu există urși polari la polul sud. Deci e foarte interesant, ursul polar. Locu locuiește în Groenlanda și pe Banchiza din Nord. În, 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 la Polul Sud e un continent, dar supărul nu se află acolo. Există pinguini la Polul Sud, dar nu există la Polul Nord. Toată aceasta arată că, de fapt, distribuirea geografică a speciilor indică la evoluție din strămoșul comun. Or, asta se vede și la limbi. Exact același lucru vedem. E o di distribuirea geografică a, a limbilor Limbile provin, europene provin dintr-o zonă, limbile afroastece provin dintr-o altă zonă, limbile conco provin dintr-o altă zonă. Limbile acestea au evoluat, o familie a evoluat de pe un teritoriu. Și cum a evoluat, cum a evoluat și animalele? Când o specie, în, la Marele Canyon, există uh, o specie de veverițe. Marele Canyon are câteva milioane de ani, vechime. De și veverițele, două specii de veverițe sunt pe o parte și pe alta Marele Canyon. Dar aceste două specii de s au fost câteva luni. Și este interesant că rata evoluției în adinul lor indică o vârstă. Vârsta divergenței este egală cu uh, apariția Marului canion. Uh, uh, oceanul Arctic s-a format, oceanul Antarctic s-a format uh, cam acum o milioane de ani. Când problema uh, este că nu există curenți care să intre și să plece din, din zona Antartidei, ci este un în care se învârtește în cerc. Așa că oceanul este mult mai rece decât la nord. Singurele pește care, singurele pești care trebuie acolo sunt pești care au antigel și au sângele transparent. Dar toate aceste specii se trag dintr-o singură specie și toată singură această specie este practic rezultatul a două mutații. Doar două mutații care au, au creat uh, acest tip de sânge cu antigel și, și, transparent, care este o adaptare. Bun, probabil că mutația asta a apărut de foarte multe ori, sau de mai multe ori. Un pește face, face mult spui. Dar este, oricât de rar a fost, -a, -a, fost o ciudățenie, apare un pește transparent, dispare, mă rog. Dar s-a resorbit, însă în Oceanul Antarctic a fost singurul care a supraviețuit și, pe s-a diversificat. Uh, interesant că, mergând iarăși pe rata mutaților, observ că această mutație, biologii spun că această mutație, uh, această dublă mutație a avut acum un milioane, de, loc acum 1 de ani, când s-a format și oceanul acela cel merge pe planetă. Deci, toate acestea uh, arată că există o, o comparație, o, 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 o paralelă perfectă între evoluția limbii și evoluția ADN-ului, care este, se spune, limbajul lui Dumnezeu. Bun. Deci, Limba noastră este de la Dumnezeu, ADN-ul este de la Dumnezeu, amândouă sunt limbaj, amândouă evoluează, amândouă de, uh, ev uh, duc în timp la structuri tot mai complexe, tot mai încărcate de informație. Uh, întrebarea pe care o pun pentru mei este dacă voi acceptați evoluția limbii după Tunul Babel. Deci nu acceptați evoluția limbii de, de turnul Babel. Dacă limbile evoluează în mod natural, trebuie să vi luați înainte. Uh, de fapt, dacă e vorba să vorbim cea mai veche limbă, se pare că nu e ci limba aborigenilor din Australia. Sau limbile lor. Acea familie de limbi. Care se vorbește în Australia și în Emisfera sudică. Și uh, i-au păstrat și bumerangul, dar se pare că au păsat și limba cea mai veche, vorbită de uh, de, de homo sapiens, care a ieșit din Africa. Și Uh, în același timp se pare că limba boșimanilor este o limbă foarte veche, uh, limba popoarele uh, din, uh, din uh, Kalahari. Uh, nu numai că sunt genetic, se pare cea mai veche, uh, cea mai vechi grup de oameni, dar limba lor este foarte, foarte aparte. Sunt, e singura limbă care vorbește, uh, nu știu exact care e termenul acestor sunete, dar singura limbă care vorbește folosește astfel de sunete australienii de altă parte au cuvinte diferite în funcție de rudele cu care vorbești și au perioade din, din, din zile când este tabu să vorbești prin semne bun, deci a existat o evoluție a limbii, asta e foarte clar și limba încă evoluează, Biblia de la București e diferită de Biblia Cornilescu Biblia uh, King James care după unii este idiomul lui Dumnezeu, e diferită de New English Bible și foarte mulți creștini conservatori uh, îndobitociți de propagandă uh, fundamentalistă în America ține aparat la New Je King James, că este limba vorbă vorbe de Dumnezeu. În, uh, în, uh, când uh, excrocul profet pedofil uh, Joseph Smith a scris cartea Angelii Mormon, el a folosit idiomul din King James convins că așa vorbește Dumnezeu. Uh, și orice schimbare a la King James e văzută ca o abatere de la cuvântul lui Dumnezeu nu realizează că King James este traduce la tinder în secolul XVI care mă rog, a fost un om erudit la timpul uh, dar reflectă limba din timpul lui și limitele uh, lui proprii în înțelegerea anumitor expresii sau situații din, din Biblie, așa că uh, este un moment în evolu evoluția limbii engleză care e adevărat că a marcat foarte puternic limba engleză, din cauza că a fost o Biblie care a fost citită foarte mult. Și iarăși mă întorc la aceeași idee. Uh, acea memă, folosește trenul lui, lui Dawkins acum pentru unități de informație culturală, acea memă care folosește or, uh, acel vehicul care ajută la răspândirea, la proliferarea. Cea mai bogată a memei respective este cea care câștigă după legi darviniste și fiindcă King James a folosit niște meme de limbași. Uh, Aceste meme de limbași folosite din King James s-au răspândit foarte mult în limba engleză, în limba vorbită, în limba religioasă mai ales. Uh, citiți de exemplu pe White, și vedeți mema din King James, Joseph Smith mema din King James, uh, Pasul american conservator folosesc mema din King James uh, și a influențat literatura engleză în ultima instanță și limba engleză, modernă. La fel, în istoria vieții, un anumit organism este un succes și duce la perpetuarea unor gene. Și general se răspândesc și un anumit tip de organism supraviețuiește și altul dispare. Sunt aceleași legi darviniene și la limbă și la limbajul lui Dumnezeu, care este ADN-ul. Și aici, iarăși, mă întorc la întrebarea mea socratică adresată teologilor conservatori. Există un, un, un double think, exemplu de declarație de englez folosit pentru că e mai expresiv decât termenul românesc. No, double think, nu numai că spune gândești dublu, gândire dublă, dar te duce la 1904. Există un double think la conservatori care spun că turnul Babel e literal. Mă rog, 2500-2400 2300 înainte de Hristos. Deci după ce sumerii au scris primele, primele, texte, după ce egiptenii au scris primele texte, uh, atunci este uh, a avut loc turnul Babel. Uh, e cred că este literal. În același timp să când analizează un text, uh, cei mai mulți trei fiind bun la exegeză biblică, uh, deși mintea lor e închis în alte direcții, uh, la știință, de știință să tem, nu că n-ar avea inteligența necesară, teologii sunt foarte inteligenți, dar să tem de știință, e teme superstițioasă. Deci, de de știință, ei totuși, când e vorba de, de biblică, sunt foarte științifici. Și știu să fac relații între cuvinte în evoluția cuvintelor și evoluția frazelor și vorbesc despre greaca coine și greaca septagintei și relația cu greaca lui Platon și uh, Aristotel și după aceea merg la uh, limba aramaică și limba ebraică și comparație cu araba și mai vorbesc de anumite termenul garitică și în Acadiană și uh, ce anume venit în Egipt și așa mai departe, ești uimit de erudiția lor. Dar în același timp, aceasta contrazice ideea unui Babel, pentru că țăranul simplu cu care discutam în România la școala de sabbat spunea foarte mult că limba română a apărut Babel, așa cum au apărut și limba maghiară și limba germană și toate celelalte limbi. Au apărut Babel și toate dialectele au apărut Babel și de acolo s a răspândit în, în toată lumea. Uh, te Teologul conservator aici are un double thing. Nu știe, el vede că înțelege foarte bine legile evoluției limbii, care sunt arviniste. Și, în același timp, simte nevoia ca undeva, la un eveniment numit unul Babel, să pună un punct și să accepte că o anumită limbă, Adam s-a născut cu ea. Bă, dacă Adam s-a născut vorbind o limbă și noi ne-am născut vorbind o limbă, cum credeau evrei și alte popoare în vechime. Dar, de fapt, nu ne naște vorbind o limbă, ci naște cu un creier care este pregătit. Să asimileze, cultură. să asimileze cultura. Și e bine să asimileze cultura în, procesul de creștere, de la copilărie spre maturitate. Nu, bum, dintr-o dată. Dar ne știm că Adam s-a născut cu anumite limbi, cu anumite limbaj, cu anumite idiomuri, anumite expresii, anumite sentimente culturale le avea deja, anumite valori, anumite concepții despre bine și rău, încât chiar a putut fi pus pedepsit pentru că a, a păcătuit. Uh, și, crește uh, că această limbă au vorbit oamenii babe Babel, odată s-a răspândit, uh, dar toate, toate, toți indicii arată spre evoluția limbii. În privința aceasta, deci, teologii au de standard, stand, în privința biologiei n-au dublu stand, dar zic că toate speciile au fost formate dintr-o dată. Bacteriile care le am eu în, 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 în gura mea sunt diferite de bacteriile pe care le aveți dumneavoastră în gura dumneavoastră. De-aia, nu e bine ca să beți apă după mine, nici o să bea apă după dumneavoastră. Bun. dar. Uh, uh, Creați și nu cred că aceste bacterii au evoluat în timpul vieții mele și în timpul vieții dumneavoastră. Cred că Dumnezeu, când m-am născut, a făcut bacterii pentru fiecare, așa cum atunci cum cei adepții care spun pro-life, mișcare pro-life, care spun că viața începe la concepție, de fapt, să e un truism. De fapt, vor spune că dualitatea este de plin la concepție, personalitatea este de plin la concepție, două celule sexuale care s-au unit au personalitate de plină, uh, fiindcă Dumnezeu a creat un suflet în momentul concepției sexuale, clonii n-au suflet, deci n-au drepturi. -au, sau n-au drepturile pe care le au cele intra, intrauterine, etc., etc. Deci, același stil de gândire este la creaționiști, toate speciile au fost formate în ziua 6, inclusiv bacteriile din intestinele mele și din gura mea și din intestinele dumneavoastră și din gura dumneavoastră. Punct. E bine, Uh, vreau să le spun teologilor, prietenilor mei teologi, că de fapt, uh, întrucât ADN este un limbaj. Cea mai bună analogie a evoluției uh, ADN-ului este evoluția limbii. Sunt exact aceleași legi. Zona geografică comună, izolarea aduce la uh, evoluții divergente, apoi schimbul de informații între limbi, cum este, poate fi schimbul de informații uh, genetică pe orizontală, prin retroviruși, sau prin împerichere sexuală, acolo aceasta este posibilă, uh, limbile noastre au evoluat paralel cu rasele umane și care nu sunt amalgamări, bineînțeles. Așa cum limbile nu sunt amalgamări, a, amalgamări al limbii, limbii, ebraice. Uh, aici este o contradicție care cred că uh, prietenii noștri teologi că trebuie să o rezolve, să-și o rezolve, să se decidă în privința aceasta. Uh, dacă Cineva poate accepta evoluția limbii române, să zic, sau engleze, sau uh, limbii ebraice, sau scrisului ebraic și în același timp să accepte turnul Babel. Uh, acea persoană poate accepta evoluția vieții, să accepte Geneza. Și dacă cineva poate merge mai departe, va înțelege că turnul istoria turnului Babel este o alegorie. Că, de fapt, toate limbile au un strămoș comun și limba omului în sine a evoluat. Uh, ne vedem că limba evoluează tot timpul, uh, se îmbogățește ca structuri uh, sintactice și ca vocabular și expresii și apar mereu idiomuri noi, la fel se întâmplă cu, cu viața uh, și nu trebuie să vedem aici o contradicție ireconciabilă, ci mai degrabă este faptul că biserica totdeauna se teme că dacă intră în secol, intră în lume. Așa că în secolul XIX trebuia să gândești ca în secolul XVIII sau XVII sau XVI. Da? Deci un protestant protestat în secolul XIX gândea ca în perioada reformațiunii, fiindcă strămoșii au plecat din Europa, că după război religioase Europa a înțeles că religia nu duce niciodată la unire, ci la diviziune. Așa că europenii au încercat să, au început să gândească prima oară în istoria lor la guverne seculare și educația seculară și protestanții speriați și catolicii speriați s apoi în secolul XIX, ultramontaniștii. Au fugit în America ca să scape de acest blestem al modernității, așa că dacă citiți Cartea Marea Luptă sau Patriarhi și Profeți, sunt cărți splendide pentru secolul XVIII-XVII. Dar deja a pierdut trenul tre tre secolului XIX. E că Ellen White a făcut un progres în privința aceasta. Și un lucru care a Ellen White este că s-a modernizat. Și a încercat să prindă secolul XIX din urmă, deși nu a reușit. În secolul XXI, acum ne întoarcem la secolul XIX. Nu mergem încă la secolul XVI, dar mergem la secolul XIX. Pentru că dacă suntem în secolul XXI, suntem în lume. Peste în secolul XXIII, dacă va mai exista biserica, nu se ziua șaptea, dacă nu va reuși să se sinucide intelectual și, și ca relevanță prin stupiditatea celor care îi, îi scriu agenda, dacă va mai exista, va fi probabil în secolul 21, va accepta teoria evoluției, va accepta vârsta pământului, teoria Big Bang, la fel și baptiștii și pedicostalii și ceilalți vor ști că Obama n-a fost antichristul, că nu s-a pus chip după alegerile Obama, nu știu ce prostie au în lor. Și uh, vor trăi în secolul 21, în timp ce lumea va fi probabil în secolul 23, cum a, cu părul colorat în verde și mof și cărămiziu și știu ce obiceiuri și lucruri vor mai fi. Sperând asta că Homo sapiens va, va supraviețui. De fapt, aș vrea să spun ca să mă torc, de ce nu la Biblie și nu sunt la religie și credința în Dumnezeu. Pentru că în ultimul sens e o opțiune. Nu avem dovezi epistemologice ultime care spune Dumnezeu există sau nu există. Și Biblia este totuși relevantă. Și ceea ce inspirație nu știe nimeni. Dar aș vrea să spun că am această credință că există viitor și că omul nu numai că va supraviețui, va învinge și că există un dincolo. Deci nu vreau să fiu sceptic cu privire la uh, rasa umană și nici la biserica mea pe care o cred încă capabilă să se autotransforme. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem să mai avutoare. la revedere!